Secretarul General al NATO despre invazia Ucrainei, Putin, a făcut mai multe greșeli iașe și strategice. Jens Stoltenberg a susținut miercuri că liderul rus a făcut mai multe greșeli de o importantă deosebită atunci când a decis să atace Ucraina, iar ceea ce a urmat a fost imprevizibil. Stoltenberg a vorbit despre două mari greșeli făcute de Putin atunci când a luat decizia de a invada Ucraina. Iar una dintre acestea a constat în faptul că nu a luat în calcul curajul ucrainenilor și angajamentul lor de a lupta și de a-și proteja țara. Potrivit acestuia, Vladimir Putin i-a subestimat pe cetățenii Ucrainei. Cele mai mari greșeli făcute de Putin la invazia Ucrainei Cealaltă greșeală la care a făcut referire Jens Stoltenberg a fost aceea de a subestima aliații, partenerii NATO și capacitatea lor de a sprijini Ucraina. Am văzut aliații și partenerii NATO au oferit un sprijin fără precedent Ucrainei. Și ceea ce vedem când ne uităm la sondajele de opinie, la mesajele politice din diferite țări aliate NATO, este că suntem gata să continuăm să oferim sprijin atâta timp cât este nevoie. A declarat Stoltenberg în vizita sa în Marea Britanie. El a susținut apoi că vor exista mereu voci care vor fi de altă părere, însă mesajul clar al majorității este acela că se va continua sprijinirea Ucrainei în acest conflict potrivit de Guardian.